discuție. Suntem gata? Bună ziua, bună dimineața. Astăzi o să vă prezentăm câteva inițiative ale noastre pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social. Întreprinderile sociale sunt dacă vreți, o parte componentă a unui ecosistem foarte importantă. Rolul acestora este, în primul rând, unul comunitar pentru dezvoltarea comunității. Aportul acestor întreprinderi în angajarea persoanelor defavorizate cu venituri mici, modeste, este unul imens. Cu toate acestea, pentru dezvoltarea serviciilor sociale în comunitățile din țara noastră, deci potențialul există și mai mult ca atât cerere pentru asemenea tip de antreprenoriat există. Ca atare, întreprinderile sociale cumva se plasează fix între pentru profit și non-profit. Asta este cam ideea acestora, deci nu este o suprapunere cu alte genuri de activitate economică. Totuși, mai mult ca atât, Republica Moldova încă în anul 2018, promovând legislația relevantă, a recunoscut importanța acestui tip de antreprenoriat, a recunoscut necesitatea dezvoltării antreprenoriatului social, promovând această legislație. Însă, cu toate acestea, deja 3 ani mai târziu, avem doar 4 întreprinderi, 4 entități care au acest statut de întreprindere socială. Motivul, probabil concluzia se impune de la sine, nu există suficiente stimulente, nu există condiții atractive pentru ca oamenii care s-ar implica și care ar dezvolta un asemenea gen de activitate să o facă. De aceea, deci din aceste 4 întreprinderi, le știm pe toate. Rolul și, de fapt, activitatea lor este foarte frumoasă, dacă vreți, și ajută mulți oameni care altfel nu ar avea un loc de muncă, de exemplu, și ar cădea într-o disperare și mai mare. De aceea considerăm necesar și absolut imperativ ca să oferim condiții mult mai atractive pentru dezvoltarea acestui gen de activitate, antreprenoriat social. Ori, la moment, dacă este să discutăm cu oamenii implicați în acest domeniu, ei au să spună clar că obținerea statutului de întreprindere socială nu le dă absolut niciun avantaj, nu le dă absolut niciun beneficiu, în afară de un pas birocratic în plus pentru a merge la minister și de a obține acest statut, după care sunt tratați exact la fel ca și orice alt SRL. Ori asta nu este corect, pentru că genul lor de activitate este diferit și, de fapt, mandatul lor și misiunea lor este una foarte diferită de un SRL, de o companie care lucrează exclusiv pentru profit și pentru fondatorii săi și angajații săi. Una dintre aceste inițiative pe care o să o prezint eu este impunerea deci scutirea de la impozitul pe venit a acestor întreprinderi sociale. Este probabil una dintre cele mai importante, cele mai des întâlnite solicitări din partea celor din domeniu. Ori atunci când, dacă ei ar avea posibilitatea să-și reinvestească banii în dezvoltarea și extinderea acestor întreprinderi, asta ar fi într-adevăr un mare ajutor din partea statului. Și mai mult ca atât, dacă este să vorbim ca și remarcă, în principiu statul nu are ce pierde, pentru că, repet, la moment numărul acestor întreprinderi este unul infim și haideți întâi să ajutăm la dezvoltarea acestora și după care o să revenim cu alte măsuri.
Asta este ce am vrut să spun și colegul meu. Da, bună ziua tuturor! Eu sunt astăzi aici în calitate de membru a Comisiei Parlamentare Protecției Sociale și subiectul pe care îl discutăm, cum zicea și Dumitru, este la intersecția dintre economie și protecție socială, pentru că întreprinderilor sociale le revine un rol foarte important, pe de o parte în prestarea anumitor servicii sociale, iar pe de altă parte sunt un instrument de care fac uz majoritatea țărilor europene pentru a asigura angajarea persoanelor cu dizabilități. Întreprinderile sociale care au mai mult de 30% din angajați persoane cu dizabilități se numesc întreprinderi sociale de inserție și reprezintă o măsură pe larg răspândită în Uniunea Europeană pentru a asigura un loc de muncă pentru cei productivitatea cărora este diferită decât a unui angajat obișnuit. În Republica Moldova, cu regret, statul nu înțelege la moment utilitatea acestui tip de activitate și nu oferă măsuri de susținere. Respectiv, deși avem o mare problemă cu angajarea persoanelor cu dizabilități, iar în anul 2019, prin Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, s-au angajat doar circa 190 de persoane, în 2020 doar cu 18 persoane mai mult, iar în general banii alocați pentru stimularea angajării persoanelor pentru dizabilități sunt destul de puțini, totuși statul, la moment, nu oferă stimulente pentru acest tip de întreprinderi cu dedicații, dacă doriți. Respectiv, noi propunem câteva lucruri. Dumitru a menționat propunerea de a discuti de impozit pe venit. Eu, pe lângă asta, sugerăm inclusiv scutirea de taxele și impozitele locale. La momentul de față, ele pot fi scutite de aceste taxe și impozite, dar decizia aparține consiliilor locale. Noi considerăm că în condițiile în care nici măcar la nivel central, în rândul parlamentarilor, la nivel de guvern, nu se înțelege pe deplin potențialul și rolul întreprinderilor sociale, dacă am lăsat această decizie doar la nivelul Consiliului Local, riscăm să întâmple ceea ce se întâmplă la moment, de fapt, când nu sunt oferite aceste scutiri. Și lucrul ăsta se întâmplă nu doar la noi, dar se întâmplă și în România și în alte țări din zonă, unde nivelul de înțelegere a oportunităților, a importanței acestui tip de activitate economică nu este pe deplin înțeles la nivel local. De aia noi propunem la nivel de lege să facem aceste scutiri, să oferim aceste scutiri într-o manieră imperativă. Dincolo de asta, propunem ca în procesul de achiziții publice aceste întreprinderi să fie discriminate pozitiv. În momentul în care ele obțin statutul de întreprindere socială, în momentul în care obțin statutul de întreprindere socială de inserție și participă la o achiziție publică, atunci ele să fie favorizate, pentru că în afară de activitatea economică pe care o desfășoară, după cum spuneam, asigură și un bun public, fac un lucru bun pentru societate, să zic mai simplu, respectiv considerăm că statul, prin intermediul achizițiilor publice, ar trebui să încurajeze asemenea gen de activitate. Din nou, este o practică europeană, legea la moment prevede, de exemplu, deja așa numitele achiziții rezervate pentru aceste tipuri de întreprinderi, dar că în Republica Moldova niciodată nu a fost folosit acest instrument și el nu este folosit la scară largă nici în alte țări de regiune. De aia noi venim cu o măsură suplimentară față de ceea ce este deja în legea cu privire la achizițiile publice, și anume discriminarea pozitivă, inclusiv la cele licitații care au loc pe baza celui mai mic preț. Ori în Moldova, cred că 95% din toate licitațiile au loc pornind de la criteriul de atribuire cel mai mic preț. Deci, în ansamblu, pachetul pe care noi îl propunem ține de scutirea de impozit pe venit, scutirea de impozit și taxe locale și discriminarea pozitivă a acestor tipuri de întreprinderi în activitatea economică. Noi considerăm că aceste măsuri vor duce la dezvoltarea sectorului, vor contribui la angajarea persoanelor cu dizabilități și vor infuza domeniul serviciilor sociale cu mai multă energie antreprenorială care lipsește la moment și va crea mai multe întreprinderi care vor presta inclusiv servicii sociale în beneficiu cetățenilor. Vă mulțumim mult pentru atenție! Mulțumim!